che vincendo nulla. Viva, viva donna, viva democrazia, viva donna, viva democrazia, viva donna. Collare di paio, 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 paio. Collare di paio, democrazia, freiheit, Italia, Reggio. De astăzi de la București este organizată pentru a comemora 25 de ani de la masacrul detrăților politici care a avut loc în anul 1988 în Iran. Această manifestare de la București vrea să atragă atenția asupra încălcării drepturilor omului în Iran, asupra neutilizării programului nuclear iranian în scopul militare și, bineînțeles, asupra situației tragice a refugiaților iranieni interesați în tabăra Libertii de lângă Bagdad. În acest sens, o delegație de parlamentar român a fost prezentă în cursul lunii iunie la Paris, la Marea Adunare a Opoziției Iraniene, care s-a desfășurat la Villefont, în apropiere de Paris. Acolo am dus mesajul nostru, susținut de peste 60 de parlamentari români, mesaj care vine în sprijinul drepturilor omului din Iran, vine în sprijinul păstrării și protecției refugiaților din tabăra Liberty de lângă Bagdad. Această întâlnire de la București vrea să tragă atenția politicienilor români, vrea să tragă atenția opiniei publice românești, comunități internaționale asupra situației în care se află opoziția iraniană și de asemenea refugiații din tabăra Libertii. Este foarte important ca noi să susținem această mișcare pentru un Iran liber, pentru drepturile omului, pentru o viață mai bună a refugiaților care se află în tabăra Libertii. Este foarte important ca comunitatea internațională care a promis sprijin refugiaților din tabăra Libertii să se țină de promisiune și să-i transfere tabăra Ashraf în locul și căminul lor de peste 25 de ani, unde ei pot fi în siguranță. Deci s-a promis de foarte multe ori acest lucru și ce au primit în schimb? Au primit în schimb atacuri cu rachete, atacuri care s-au soldat cu morți și foarte mult răniți. De aceea credem că e foarte important ca politicienii din această țară, politicienii din alte țări, să se solidarizeze și să promoveze cauza opoziției iraniene, o poziție condusă de doamna Maryam Rajavi. Susținem într-un totul planul în 10 puncte a doamnei Rajavi, plan care credem că este potrivit pentru un Iran liber și democratic. Credem că doar cei ce luptă pentru libertate și democrație vor putea conduce Iranul și vor putea aduce o societate liberă acolo, o societate modernă, așa cum trebuie să existe.
stop silence, respond to us. UN is the door.